Luna plină în Scorpion, 23 aprilie 2024, vindecarea sufletului. Dragilor, în această lună de împământare, întâmpinăm acum o lună plină la 4 grade Scorpion pe 23 aprilie, care ne va ajuta să ne echilibrăm pe noi înșine și relațiile noastre, într-o lună în care suntem invitați să ne concentrăm pe planul nostru pământesc și pe chakrele tridimensionale, pe măsură ce suntem cufundați în energiile taurului și berbecului, încă foarte prezente printre noi. După cum știți, Scorpionul este un semn de apă care ne amintește de importanța liniștii, a comuniunii sufletului și a integrării monadice, un proces în care am fost cufundați de la începutul acestui an. Prin liniște avem ocazia să ne reconectăm cu sinele nostru divin, în ciuda intenției egoului de a nu permite acest proces, deoarece se simte amenințat și se teme să fie izolat. Scorpionul ne permite să vizităm adâncurile sufletului nostru, vindecând traume care afectează și reuniunile noastre divine cu omologii noștri, permițându-ne să discernem ceea ce nu este încă unificat în noi înșine. Putem face aceeași sinteză în relațiile noastre. Acest pasaj se va concentra pe reconectarea sufletului și vindecarea relațiilor. Ca și în cazul acestui semn al zodiacului, ni se dezvăluie tot ceea ce trebuie să știm despre călătoria noastră personală, relații și misiune. Cu toate acestea, în primul rând, trebuie să ne aliniem cu sinele nostru divin pentru a coborî această înțelepciune. Scorpionul facilitează această reconectare la sufletul și monada noastră, precum și lucrarea interioară de recuperare a sufletului, curățând înregistrările noastre galactice și, prin urmare, descendența monadică și toate programele false care încă mai domnesc în corpurile noastre mentale, permițând adevărului să ne fie arătat. Acesta este un moment pentru noi să ne oprim, să vindecăm traumele, să tăiem corzile energetice care ne scurg energia și literalmente o fură și în cele din urmă să ne împământăm. Deci toată vindecarea pe care am obținut-o poate fi ancorată în corpul nostru. Odată ce am realizat acești pași inițiali către reconectarea prin sine, devenind tot mai întregi și păstrând mai multă claritate, putem fi gata să creăm relații mai echilibrate, așa cum suntem într-un moment în care stăpânirea relațiilor noastre este vitală pentru a crea comunitățile pământești. Extinderea în misiunea noastră este necesară pentru a ajuta la vindecarea altora, în felul în care sufletul nostru a ales să facă acest lucru. Acest pasaj va fi unul transformator pentru a ne ajuta să ne realizăm schimbarea în fizic și, de asemenea, în cazul în care totul începe la nivel de suflet. Echilibrăm fizicalitatea a ceea ce suntem, pământul cu sufletul, fuzionând ambele și amintindu-ne importanța creierii unității între contrarii.
Pe măsură ce soarele și luna intră în cuadratură cu Pluto învărsător, este timpul să ne concentrăm asupra emoțiilor noastre, vindecarea și curățarea lor de amintirile și traumele trecute care încă ne împiedică să deținem mai multă iubire pentru noi înșine și pentru toți, și că majoritatea timpului vine din relații noastre trecute. Visele repetitive despre trecutul, relațiile și situațiile pe care le-am experimentat și care ne-au rănit sunt unul dintre multele semne pe care nu le-am trecut încă din trecut și ne-au vindecat amintirile. Am putea cădea prea mult în capcane astrale, ceea ce se întâmplă adesea, în care ființele non-benevolente încearcă să găsească o cale de a intra în câmpul nostru. De aceea este atât de important să tăiem corzile și să ne sigilăm câmpul, astfel încât să simțim doar ceea ce este autentic și să fim vindecați și uniți. Relațiile noastre în acest moment de reconstrucție a polarității vor avea o mare importanță. Ghizi ne invită să rămânem în inimile noastre, mai degrabă decât să fim impulsivi în luarea deciziilor prompte, înainte de a obține îndrumarea adecvată în timp ce încă umblăm printre umbrele noastre, recunoașterea și îmbrățișarea rănilor noastre. Revizuiți-vă relațiile și vedeți unde permiteți ca tiparele încă vechi să reapară, cum ar fi sacrificiul de sine pentru a-l mulțumi pe alții sau datorită credințelor vechi în care am fost învățați că iubirea este sacrificatoare de sine pentru alții, când, într-adevăr, acest lucru este iubire cu egoul, nu cu sufletul. Este un moment pentru noi să eliminăm aceste tipare de relații vechi din corpurile și sufletele noastre mentale, emoționale, astfel încât să ne putem deschide pentru a experimenta relații autentice și echilibrate. Acesta este un pasaj pentru a îmbrățișa durerea, ca cel mai bun profesor al nostru. Tot ceea ce ne temem să înfruntăm crește, devenind umbre care ne persecută atunci când în realitate sunt doar fragmente de suflet pierdute care doresc să se întoarcă acasă, la noi înșine, unde pot fi din nou una cu noi. Când ne îmbrățișăm umbrele, ne permitem ca tot ceea ce simțim să iasă la suprafață și să acceptăm. Atunci vindecarea are loc și încep transformările, declanșarea unui proces de reconectare a sufletului și de iubire de sine care inițiază ascensiunea, pentru că acum suntem gata să vedem toate aspectele a ceea ce suntem, fără judecăți, doar cu iubirea și compasiunea necondiționată pe care și noi o merităm în timp ce mergem în această călătorie conștientă. Vă doresc un pasaj iubitor și vindecător, iubiților, în iubirea infinită, Natalia Alba. Sursa era